This is the Voice of America, Washington D.C. Aici e Radio Europa Liberă. Говорит Радио Свобода. День и ночь десятки мощных передатчиков шлют в эфир ложь и клевету на мир социализма. Одним из инструментов, которым они пытаются взломать дверь нашего дома, радиодиверсанты избрали национализм. Их задача – натравить одни нации на другие. Primul post de radio străin conceput pentru ascultătorii sovietici a fost Radio BBC. La 5 martie 1946, semnalul serviciului rus al BBC putea fi recepționat de locuitorii părții europene a Uniunii Sovietice. Un an mai târziu, o parte din teritoriul sovietic este acoperită de semnalul radio emis de antenele Vocii Americii. În 1951, peste Imperiul Sovietic își începe emisia Postul de Radio Liberty, înființat și finanțat de autoritățile de la Washington. Radio Liberty își transmitea programele în mai multe limbi vorbite pe teritoriul URSS. În aceeași perioadă, americanii lansează încă un post de radio, Europa Liberă, doar că publicul țintă al acestui post erau locuitorii țărilor din blocul socialist. Romanian. Miniștrii de externe ai Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Sovietice. Ce kitajski granični vojnici su otkrili ogan sreștu begalci trsăști ubežište na sovietska teritorija. E važnější vědomosti v skrutce. Papiș Pavel VI přijel na audienci primasa polski kardinala Wyszyńskiego. Sovieticii au văzut pericol în aceste emisiuni și au încercat să elaboreze un sistem de a le combate. Una dintre primele soluții ale sovieticilor de a lupta cu vocile dușmănoase a fost confiscarea aparatelor de radio, care recepționau programe pe bandă scurtă, pe care puteau fi pescuite posturile cu pricina. Măsura s-a dovedit însă ineficientă. De aceea, în anul 1948 a început construcția unei rețele unionale de bruiaj a semnalului radio, transmis de după cortina de fier. La începutul anilor 60, în întreaga Uniune Sovietică erau peste 1600 de stații de bruiaj. Istoricii spun că investițiile în acest sistem au fost colosale. Conform unor estimări ale BBC-ului, ar fi vorba de 1 miliard de ruble anual. Deci ce ar însemna dacă atunci un dolar costa 0,7 copeici, cam că ar însemna, nu 70 copeici, asta ar însemna că mai mult de 1 miliard de dolari anual, asta era bugetul care mergea strict pentru menținerea acestui sistem colosal de bruiaj. Republica Moldova sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, ținând cont că este pe hotarul de vest al Uniunii, bineînțeles că era una din primele zone, hai să spunem, influențate, afectate din perspectivă sovietică, și aici s-a concentrat o serie întreagă de rețele de bruiaj. Potrivit istoricilor, în arhivele desecretizate ale KGB-ului de la Chișinău, nu există documente care să ateste activitatea stațiilor de bruiaj în Moldova. Dar cert este că prima stație de bruiaj a apărut la Chișinău la începutul anilor 50. Potrivit lui Parfenie Zapșa, care a lucrat timp de 40 de ani în calitate de inginer la Moldradio Sfiazi, stația de bruiaj se afla în preajma actualului sediu central al Academiei de Studii Economice. Erau 3 turnuri cu înălțimea de vreo 90 de metri. În vârful lor erau antene de unde scurte. Fiecare turn erau câte 2 antene. Dar majoritatea antenelor era amplasată între turnurile astea. Centrul de la colina Pușkin avea vreo 20-25 de emițătoare pe unde scurte, care erau anume îndreptate spre a nu da voie ca să oamenii să audă Vocea Americii, Europa Liberă. Toate programele creștine care erau bruiate. Parfenie Zapșa spune că stația de bruiaj de la colina Pușkin avea o arie de acoperire impresionantă. Aproximativ fiecare emițător avea undeva vreo 5 kW. Foarte puternice, vreau zic. Bunicul lucru că el era amplasat nu chiar bine, nu pe
o colină mai înaltă sau pe o înălțime mai înaltă și asta e mai dificil. Dar radio asta, undele scurte, ele merg, cum se spune, se reflectă de la atmosferă și trebuie să acoperi și toată Moldova. Faptul că erau atât de multe emisătoare acolo, nu punea cumva în pericol sănătatea oamenilor care erau, mă rog, cum ar fi, centrul orașului? Din punct de vedere sanitar, poate careva clădiri care au fost în apropiere, poate sufereau. Eu am vedere oameni care trăiau. Ascultați un concert de muzică moldovenească. Pentru a amplifica eficiența stației de bruiaș de la Colina Pușkin, la periferia Chișinăului au fost construite mai multe centre de captare a semnalului vocilor dușmănoase, iar în funcție de parametrii de recepție erau setate emițătoarele de bruiaș. Departamentul de recepție era în Cricova, care primeau undele, în Coșernița și acum unde e Radio Comu, acolo, clădirea aceea, acolo era centru unde se răspândeau, vreau comandau cu emițătoarele care erau la Colina Pușkin. Erau antene mari, răzic, ele erau văzute, erau unele și de lungime de kilometri. Am în vedere un kilometru, mai erau și fiderile astea de concentrice care erau acolo, iar se vedeau, nu erau ascuns nimic. Scriitorul Nicolae Dabija spune că bruiajul sovietic pătrundea până și în cele mai izolate localități ale Moldovei. Vreau să vă spun la mine în sat. Satul este izolat, e departe de Chișinău și erau bruiate. Deci, probabil că erau antene foarte puternice. Aveam un aparat de radio cu baterii Rodina. Căutând un post de muzică românească, a dat peste tatăl nostru care se spunea în limba română. Era Vaticanul. Mama nu știa, noi suntem ortodoxi, nu știa că e catolic acel. Ne adunam casa mare, ne așezam în jurul aparatului de radio și asistam la slujbele religioase. Ne făceam cruce, băteam mătăni, cum ne spunea mama. Și acum știu multe rugăciuni catolice, nici nu știam că sunt catolici. Ave Maria, Grazia Plena, Dominicus Tecus, Benedictus, Frutus, Vendus, știam. Și nu numai eu, toți frații mei, pentru că ne ascultam. Acolo era vorba de Iisus Hristos, de Dumnezeu, de Maica Domnului. Deci nu era spus nicăieri că e catolic, dar era în limba română. Și la un moment dat a dispărut acel post de radio. La locul respectiv s-auzea un zgomot infernal. Eu mi-aduc și acum aminte atunci când Vaticanul nu mai puteam asculta, cum mama m-a trimis într-un vârf unui copac, în un salcâm bătrân și am pus antenă. Când nouă ni se părea cu sârmă, ai putea, și parcă ceva mai clar era, dar în același timp erau bruiaje puternice. Totuși, toate eforturile autorităților de a înfunda cu zgomote urechea ascultătorilor posturilor de radio occidentale nu erau suficiente. Periodic, în special noaptea, vocile dușmănoase puteau fi totuși deslușite. În orice caz, reușeam să receptăm, dar sunetul era sigur că viciat, adică ascultai, vocea se auzea, dar era pe un permanent fundal sonor de vâjâială, bârnăială, și dar te obișnuiai, în fond, cum se zice, high fidelity nu era principalul atunci în acest proces. Как на главных исполнителей программы тирании. В заключение Берна призывает психиатров западноевропейских стран выступить с протестом. Наше правительство против вашей оккупации. Наше правительство не позвало вас. Солдаты советской оккупационной армии,
идите домой. Pe mine mă cucerea anume, să zicem, libertatea cu care vorbeau ei acolo, când puteau să vorbească despre orice lucruri, pe când eu puteam să vorbesc și să scriu doar în niște limite pe care dacă le depășeai cu un milimetru sau un centimetru și deja se ridica scandalul. O, ce a fost, ce a spus ăsta, ce a făcut ăsta. Asta era foarte cuceritor. Nu doar știrile difuzate de posturile de radio clandestine făceau deliciul ascultătorului sovietic. Ascultam chiar și emisiunile muzicale, de exemplu, muzica rock era și ea cu probleme în Uniunea Sovietică, era considerată o muzică dușmănoasă care ia moralul tineretului sovietic. Da, lumea vroia să știe ce e pe acolo. Urmăream și topurile și emisiunile muzicale. Mai era, de exemplu, o emisiune, eu fiind așa pasionat de literatură, Teze și antiteze la Paris, la Europa Liberă, de Virgil Iaruncă și Monica Lovinescu. Deci despre literatura română desertar, literatura clandestină. Firește că sesiunile de ascultare a vocilor de după cortina nu erau văzute cu ochii buni de către nomenclaturiști sovietici, mai ales dacă era vorba despre studenți. Mi se arăta din deci dacă cumva ascultăm aceste posturi de radio, nu avem posibilitate. De prin căminul universității mergeau profesorii și, evident, erau curioși să știe, în lipsa studenților din camere, erau curioși să știe ce posturi de radio ascultă studenții. Și la unele tranzistoare erau incluse și unda respectivă, că apoi să știți că o mare problemă avea studentul respectiv, tot anul era declinat, că ascultă și alte posturi de radio. Ascultam seara, deci colegii mei de cameră, ascultam, eram coleg de cameră cu Aurelian Silvestru, cu Vasile Romanciu, cu Ion Vicol și noi toți stăteam în jurul acelui mic aparat. Am ascultat vreo două luni și la un moment dat când ne-am dus la lecții și când am venit n-am mai găsit aparatul. Deci mi-a fost confiscat, furat aparatul. Pe cine să dai vină? Dar sunt foarte convins că cheie de la altă cheie sau cheie de la camera noastră nu era chiar accesibilă pentru oricine. Deci cineva care a avut cheie. Am căutat aparatul, nu l-am mai găsit. Lupta cu posturile de radio de după cortina de fier se desfășura și pe alte dimensiuni. Astfel, responsabilii de propagandă făceau tot posibilul pentru a-i denigra pe basarabenii aflați în exil și care au ajuns să activeze la aceste posturi de radio. Este vorba despre Nicolae Lupan și Efim Krimerman. La Nicolae Lupan în sat, în Bucovina, au mers și au organizat așa o numită judecată publică, în care, deci în fața consătenilor, l-au demolat. Ceea ce este o dovadă în plus că nu doar prin intermediul antenilor, dar și publicațiilor, întâlnirilor și acestor agitatori sau acestor funcționari ideologici care mergeau prin instituții, prin sate și încercau să spună că ce au zis la Europa Liberă nu este adevărat, deci este o influență negativă asupra noastră și este minciună. Când a plecat Efim Krimerman de la Chișinău și a lucrat pentru Europa Liberă până în 95, la fel, fiindcă a fost angajat la filarmonică, au încercat să-l ponegrească și să-l combată prin diferite adunări, activități. Este greu de spus ce efect au avut aceste acțiuni propagandistice asupra oamenilor. S-ar putea să fi fost efectul contrar celui scontat. Vocile vrăjmașe erau ascultate pe furiș și în continuare. Lumea era intoxicată sau ăștia vroiau să o intoxice cu propagandă sovietică, cu minciună. Și atunci când la unul dintre posturi cineva asculta un adevăr despre noi, se transmitea. Deci era ceea ce numim noi telefonul stricat, pentru că aceeași informații trecând pe la mulți, unul la celălalt, deci ajungea undeva schimonosită. Se discuta despre asta deja în cercuri foarte strânse de oameni de încredere, cei care se știau unii pe alții, dar și acolo pătrundeau antenele organelor respective, dar după cum îți spun, nu mai era un pericol să o pățești tare de tot pentru că ascultai BBC sau Europa Liberă. La începutul anului 80, Moscova este dur criticată de comunitatea internațională pentru invazia în Afganistan. O altă lovitură surprinzătoare aplicată liderilor de la Kremlin a fost apariția în acea perioadă a mișcării Solidaritatea în Polonia, pentru a face față valului informațional fără precedent lansat de propaganda Statelor Unite, mai mari de la Moscova au luat decizia de a moderniza și crește potențialul sistemelor de bruiere a radiourilor occidentale.
trebuia să construiască un centru undeva lângă Gărbăvăț, unde e de acum ridicat un pilon de vreo 200 de metri înălțime și numai pilonul o dovedit să-l ridice și undeva început să numai fundamentul clădirii tehnice. Și undeva lângă, nu departe de Chișinău, între Chișinău și Orhei, trebuie să mai fie încă un centru ca să-l scoată pe aici de la colina Pușcin în afara orașului. Așa era strategia. Și se vede că nu dovedit nici să proiecteze, nici să înceapă lucrările. Cu puțin timp înainte ca Gorbaciov să ajungă în funcția de secretar general al Partidului Comunist și să dea startul perestroicăi, în apropiere de Grigoriopol a fost finalizată construcția unuia dintre cele mai mari centre de emisie radio din întreaga Uniune Sovietică. Era foarte puternic din punct de vedere, el trebuie să aibă o capacitate de 10.000 de kW. Radzic era răspuns la centru care a fost montat undeva în Grecia, nu pot să vă spun concret. Centrul de la Grigoriopol a fost dotat și cu o antenă radio imensă, care putea fi rotită la 360 de grade, fapt care permitea transmiterea semnalului spre orice colț al continentelor american sau african. Deși unele surse indică faptul că stația radio de la Grigoriopol ar fi avut și destinația de a bruia vocile vrăjmașe, nu există niciun document oficial care ar dovedi acest lucru. Cert este că mai târziu, liderii sovietici și-au dat seama de ineficiența programului de bruiaj. În primul rând, nu acoperea decât o treime din spațiu sovietic și chiar Igor Ligacios, prim secretarul Comitetului Central, în 86 a prezentat un fel de raport și asta a fost un fel de o primă etapă pentru a renunța la politica asta de bruiere a posturilor. Și în raportul ăsta spunea că doar 30% din teritoriul RSS este acoperit de aceste unde de bruiaj. Și practic în restul teritoriului nu era eficient. Instituția bruiajului a fost desființată în mod oficial în Uniunea Sovietică la 23 mai 1987. Potrivit unor estimări făcute de experții americani, circa 15% din populația fostei Uniuni Sovietice ar fi ascultat în diferite perioade posturile de radio din lumea liberă. Ceilalți se pare că nici nu intuiau că statul lor a dus de aproape 50 de ani un război invizibil, un război al undelor, care a fost pierdut încă de la bun început. N-am să uit niciodată discuție a mea cu un mare scriitor japonez la un congres al scriitorilor de la Moscova, care mi-a spus următoarea frază. Вы счастливые люди. Вы даже не знаете, как вы плохо живете. Adică sunteți niște oameni fericiți, nici nu vă imaginați cât de rău trăiți. De ce? Pentru că noi, propaganda sovietică ne spunea că o ducem foarte bine, nu avem nicio problemă, dar probleme erau multe.